Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș. După o absență de câteva zile în care am fost foarte răcită, mă reîntorc la dumneavoastră. Voi încerca astăzi să lucrez, sper să reușesc. În zilele de sărbătoare am avut timp să mă uit printre revistele mele, reviste cu modele, și am găsit această revistă pe care am cumpărat-o mai de mult. O revistă adresată doamnelor începătoare. Pentru că timpul zboară foarte repede, în curând putem spune că va fi sărbătoarea Paștelui, eu propun să lucrăm acest puișor de rățușcă. Este un tutorial adresat doamnelor începătoare. Așa cum vedeți, deci este din revistă, nu aparține nimănui. Pentru a realiza aceasta, bineînțeles, eu voi respecta pas cu pas modelul care este în această revistă. Noi vom folosi filatul cristal. Firul cristal este un fir 56% lână și 44% fir acrilic. Poate fi lucrat cu un croșet numărul 4, însă deoarece firul este destul de subțire, eu voi lucra cu croșetul numărul 2. Pentru că în felul acesta, în momentul în care vom umple cu melan jucăria noastră, nu se va vedea. Deci, lucrătura va fi mai deasă. Deci, avem nevoie de firul cristal. Puteți folosi firul de care dispuneți, de culoare galbenă și culoare portocalie. Vom avea nevoie de o pereche de ochișori. Eu voi folosi ochișorii cu șurub de siguranță. Dumneavoastră, dacă nu dispuneți de aceștia, puteți folosi ochișorii pe care îi aveți la dispoziție. Apoi vom avea nevoie, bineînțeles, de melană, vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, de multă atenție, de acul pentru cusut lână, care este foarte important, și să plecăm la treabă. Eu sper să mă simt bine, să reușesc să duc acest tutorial la sfârșit, pentru că mă gândesc la el de câteva zile, însă, așa cum vă spuneam, după inimioară vroiam să-l lucrez. Am făcut această răceală foarte urâtă. În cercul magic voi face primul picioruș scurt de început, care nu îl vom pune la socoteală, și vom lucra 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit. Sper să intre croșetul din prima, să nu facă probleme. Și din acest moment, în corespondență a fiecăruia dintre cele 6 piciorușe scurte, noi vom face câte o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci, am făcut prima mulțire, acum voi face cea de-a doua. Și, bineînțeles, între timp vom continua singure. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu un număr de 12 piciorușe scurte.
Deci, pentru un total de 6 ori am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut un număr de 42 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta această secvență pentru un total de 6 ori. Iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta această secvență pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori de jur împrejur această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 60 de piciorușe scurte. Continuăm lucrând 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 66 piciorușe scurte. Vom continua cu ultimul rând de înmulțiri și vom lucra 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În următorul picioruș voi face o mulțire. Repetând de 6 ori această secvență, la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 72 piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând, unde am obținut 72 piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra 8 rânduri de câte 72 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește, îl vom lucra, vom face 8 rânduri. Noi ne întâlnim la capătul acestor 8 rânduri, după care vom continua lucrarea. Deci 8 rânduri de câte 72 piciorușe scurte, repet din nou. Am încheiat cele 8 rânduri de câte 72 de piciorușe scurte. Acum vom începe scăderile.
vom face primul rând, și anume 10 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum vom face o scădere, vom intra în prima jumătate a următoarelor două piciorușe, vom face prima scădere, vom continua acest raport pentru un număr de 6 ori, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 66 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor, lucrând 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vom face o scădere. Vedem exact locul. Pentru că, vedeți, de asta am ales croșetul numărul 2. În momentul în care lucrezi, firul pare atât de subțire, încât dacă aș fi lucrat cu croșetul corespunzător, ar fi ieșit goluri foarte mari între ochiuri. Am lucrat și această scădere, vom continua această secvență pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum vom face o scădere. Vom repeta această secvență pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Ajuns în acest punct, vom fixa ochișorii. Între rândurile 19 și 20
Voi pune acești ochișori care au diametru de 1 cm. Deci voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deci aici, între rândul 18 și 19, voi pune primul ochișor pe care îl voi fixa cu șurubul de siguranță. Vom fixa bine. Între ochișori vom lăsa un spațiu de 16 piciorușe. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aici voi fixa cel de-al doilea ochișor. Distanța este atât de mare între ochișori, deoarece va veni ciocul, fixat ciocul, care este mai mare la rățușcă, după cum ați văzut, după cum știți, de fapt, și voi fixa și cel de-al doilea ochișor. Așa, împingem bine, să fie fixați cum trebuie. Mai ales dacă îi faceți cadou unor copii, este nevoie să fie bine fixați. Iar acum vom continua lucrarea noastră. Deci, am făcut cele 7 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom face o scădere. După care vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul întregului rând, 6 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am 4, 5, 6, voi face o nouă scădere, după care vom continua singure. Eu sper foarte bine să se vadă. Ne întâlnim cu cele 42 piciorușe scurte. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un total de 42 piciorușe scurte. Acum voi lucra 5 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, voi face o scădere. Dar am reușit. Vom continua astfel pentru un total de 6 ori de jur împrejur, deci vom face această secvență, iar la sfârșitul rândului avem 3, 4, 5, voi face din nou o scădere. La sfârșitul rândului, așa cum spuneam,
Vom obține un total de 36 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. După care vom face o scădere. Vom repeta această secvență pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. 2, 3, 4, din nou o scădere, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte, al doilea și cel de-al treilea, după care voi face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua. Între timp am umplut și căpușorul cu melană și vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte. 1, 2, după care vom lucra o scădere. În felul acesta vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am încheiat și acest rând, unde am obținut 18 piciorușe scurte. După ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Acum vom face 2 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. După ce vom termina aceste 2 rânduri, vom continua rățușca noastră și vom continua cu lucrarea. Deci noi ne întâlnim după ce vom termina de lucrat aceste 2 rânduri de câte 18 piciorușe. Am terminat cele 2 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrarea lucrând 2 piciorușe scurte. 1, 2. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire, repetând de 6 ori această secvență, am obținut cele 24 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 24 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a continua lucrarea. Am încheiat și rândul de 24 piciorușe scurte. Acum voi lucra 3 piciorușe scurte, 2, 3,
în următorul picioruș voi face o mulțire. Voi repeta pentru un număr total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului și am obținut 30 de piciorușe scurte, acum voi face un rând de 30 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl lucrăm așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor, lucrând 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 În următorul picioruș vom face o înmulțire. Vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 piciorușe scurte. Am obținut cele 36 piciorușe scurte după ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență. Acum vom lucra un rând de 36 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am încheiat și acest rând de 36 piciorușe scurte, scuzați. Acum vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Și la sfârșitul acestui rând vom obține 42 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu 42 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor, lucrând aceste 42 piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci fiecare picioruș cum se găsește, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrarea, lucrând 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 piciorușe scurte. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat pentru 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut cele 48 de piciorușe scurte. Acum voi lucra un rând de 48 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am terminat de lucrat cele 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 Iar în următorul picioruș vom face o mulțire.
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 54 piciorușe scurte. Am obținut cele 54 de piciorușe scurte, lucrând 7 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Acum vom face 3 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Deci 3 rânduri de 54 piciorușe scurte, după care ne vom întâlni și vom continua lucrarea. Am ajuns la capătul celor 3 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 7 piciorușe scurte. 2 3 4 5 6 7. Iar acum vom face o scădere. Vom continua în acest fel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. După ce am lucrat 7 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Din nou, 2 piciorușe scurte. 2-a scădere. Două piciorușe scurte. Cea de-a treia scădere. Două piciorușe scurte. Cea de-a patra scădere. Două piciorușe scurte. Cea de-a cincea scădere. Două piciorușe scurte. Iar acum vom face cea de-a șasea și ultima scădere, după care vom continua cu 24 de piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul acestui rând. Și când vom încheia rândul, vom avea un total de 42 piciorușe scurte. Acum noi continuăm să lucrăm picioruș după picioruș și ne întâlnim la capătul rândului cu 42 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut un total de 42 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt, o scădere, din nou un picioruș scurt, cea de-a doua scădere, un picioruș scurt, cea de-a treia scădere, un picioruș scurt, cea de-a patra scădere, din nou un picioruș scurt, cea de-a cincea scădere,
un picioruș scurt și cea de-a șasea scădere, fiind și ultima. După care, din nou, vom continua cu 24 de piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul rândului, iar când vom încheia acest rând, vom avea un număr de 36 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Din acest moment, noi vom lucra 6 scăderi consecutive. 1, 2, 3, 4, 5 și cea de-a șase scădere. După care vom continua cu celelalte 24 piciorușe scurte care ne-au rămas, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi continua următorul rând lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. După care voi face o scădere. O scădere. Voi repeta pe întreg parcursul rândului, pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Am umplut un pic cu melană această parte a corpului pe care am lucrat-o până acum. Acum, rândul următor, voi face 2 piciorușe scurte, 1, 2, după care voi face o scădere, voi repeta pentru un total de 6 ori, de jur împrejur, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Și pe măsură ce înaintăm cu rândurile, vom completa și cu umplutura de melană. Deci, în funcție de cum vedeți dumneavoastră că este nevoie, adăugați melană. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu un număr de 18 piciorușe scurte. Face și această scădere. Vom continua următorul rând lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține 12 piciorușe scurte. Noi continuăm în felul acesta, un picioruș scurt, o scădere, suntem aproape de sfârșitul acestei părți a lucrării. Țin foarte mult să vă mulțumesc pentru vizualizări. Am fost foarte plăcut impresionată de
comentariile dumneavoastră. Nu vedeam ora să încep să lucrez din nou aceste zile, cât m-am simțit rău nopți cu temperatură și așa. Nu vedeam ora să termin, să-mi treacă boala și să pot lucra din nou. Acum voi face 6 scăderi consecutive, vedeți? De asta am folosit acest croșet mai mic, pentru că în această regiune unde am făcut scăderile, vedeți, sunt deja un pic goluri. Dacă aș fi lucrat cu un croșet numărul 4, vă dați seama că aceste goluri erau foarte mari, foarte vizibile și nu dădeau deloc un aspect plăcut lucrării. Acum vom face scăderi consecutive și astfel vom încheia această parte a lucrării. Sper că ați reușit să vedeți bine. Eu am lucrat de cursul de câteva ore, pentru că mi-am prins între rânduri câte un pic de timp pentru a mă odihni. Această răceală m-a lăsat fără forță. Uitați-vă că am ajuns la capătul rândului. Voi face și ultima scădere, după care voi scurta firul și îl voi ascunde dedesubt. Dumneavoastră puteți să faceți acest lucru cu acul, fie cu croșetul. Eu voi încerca cu croșetul. Doamnele care nu au experiența necesară pot folosi foarte bine acul, așa cum vă spuneam. Voi închide acest rând. După care voi ascunde firul dedesubt. Am lăsat camera foarte, foarte jos, de aceea uneori o ating, pentru că sunt doamne care nu reușesc să vadă bine ceea ce lucrez. De aceea am lăsat-o foarte, foarte jos. Astfel, mai jos de atât nu reușesc să o las, pentru că nu mai am cum filma, nu văd practic ceea ce lucrez. Și de aceea vă spuneam, uneori ating cu croșetul în cameră. Acum am ascuns un pic firul, cu vârful croșetului voi merge să împing un pic melana, în modul în care să fie așa. Să-i dăm forma perfect. Să-i dăm forma pe care o merită această mică rățușcă. Așa, acest puișor de rață. Acum eu voi scurta acest fir și vom continua lucrarea noastră. Vom lucra aripile. Îmi pare un pic extraterestru, să vom vedea la sfârșit prezența pe care o are când îi punem toate părțile componente. În sfârșit îl dăm un pic deoparte. Voi face aripile. Pentru aripi voi începe în cercul magic cu un piciorul scurt de început, care nu-l vom pune la număr. Vom face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
4, 5, 6, vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum știm, cum ne-am obișnuit deja. Sper să intre, da. Iar acum, al doilea rând, constă în înmulțiri, așa cum știți, de obicei, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom face o mulțire, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Eu am deja 4, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua următorul rând lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne vom continua lucrarea. Deci un picioruș scurt urmat de o mulțire pe întreg parcursul acestui rând. Acum voi face ultimul picioruș scurt și ultima mulțire. Picioruș scurt, o mulțire. Deci am obținut cele 18 piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra 8 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci 8 rânduri. Și ne vom întâlni la capătul acestor 8 rânduri. Am lucrat cele 8 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 12 piciorușe scurte, acum vom pune aripioara în două și cu croșetul, încet, încet, voi închide fiecare picioruș de o parte și de cealaltă, în felul acesta. Vom fi atente să prindem amândouă părțile. Am ajuns la capăt, vom lăsa firul un pic mai lung pentru că vom avea nevoie pentru cusătură, deci voi scurta firul, voi închide lucrarea și am încheiat aripioara. Bineînțeles, între timp eu am făcut-o pe cealaltă, avem nevoie de două aripioare, uitați-vă că sunt identice ca și mărime. Le punem și pe ele de o parte, iar acum vom începe să lucrăm piciorușul. Pentru picioruș și aici vom începe în cercul magic. Mai întâi vom face un ochi de lanț care un picioruș scurt, scuzați, care nu îl punem la număr. Vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide cercul magic. Voi închide rândul cu fir alunecat.
asta, iar în continuare, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului, noi ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am primele 4, vom continua singure. Am pus firul despărțitor și din acest moment voi lucra un număr de 8 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci aceste 12 piciorușe scurte le vom lucra de 8 ori. Să fiți atente, să numărați bine rândurile și ne vom întâlni la capătul acestor 8 rânduri pentru a continua piciorușul rățuștei. Am lucrat cele 8 rânduri de câte 12 piciorușe. Acum voi lucra rândul următor, un picioruș scurt. O mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte și continuăm. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Ajuns și în acest punct, vom umple piciorușul cu melană. Va fi foarte bine umplută până în această zonă unde am început înmulțirile. În acest moment voi pune lucrul în două și voi închide toate aceste piciorușe. Deci vom fi atente să prindem piciorușele și de o parte și de cealaltă. În felul acesta. Vă sfătuiesc aici la început să lăsați firul mai lung pentru a avea fir suficient în momentul în care vom coase piciorușul la corpul rățuștei. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestui rând. Vom prinde cu atenție piciorușele și de o parte și de cealaltă. Sper să se vadă bine ceea ce fac, pentru că, așa cum știți, laptopul meu este undeva într-o parte și nu reușesc să văd exact ce filmez, doar așa un pic cu coada ochiului. Deci am ajuns aici, la capătul acestui rând. În acest moment voi face un ochi de lanț și voi întoarce lucrarea în felul acesta. Apoi voi face
în felul următor. O jumătate de picioruș dublu în primul picioruș de aici, de unde am închis. Un picioruș dublu. Voi intra în piciorușul următor și voi face un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, o jumătate de picioruș dublu. Voi face 1, 2 piciorușe scurte în următoarele două piciorușe, cum ați văzut. Apoi, din nou, în următorul, o jumătate de picioruș dublu, în corespondența aceluiași picioruș, un picioruș dublu. Mă voi deplasa către următorul picioruș, voi face mai întâi un picioruș dublu, după care, în corespondența aceluiași picioruș, voi face o jumătate de picioruș dublu. În următorul picioruș, voi face un picioruș scurt, după care voi intra în piciorușul următor și voi face o jumătate de picioruș dublu, în corespondența aceluiași picioruș, un picioruș dublu, firul pe croșet și voi intra în ultimul picioruș, iar aici voi face mai întâi un picioruș dublu, după care o jumătate de picioruș dublu și voi închide lucrarea. În felul acesta am realizat piciorușul, voi scurta firul, voi închide lucrarea și voi ascunde acel capăt de fir pentru că nu avem nevoie. Din nou vă sfătuiesc ca la începutul lucrării aici să lăsați firul mai lung. Voi ascunde firul undeva dedesubt. Voi pierde în modul în care să nu se observe și vom continua cu ciocul. Acesta va fi un pic diferit de, bineînțeles, de ciocul pentru puișori, pentru că este mult mai larg și mai plat decât ciocul unui puișor de găină. Așa. Între timp eu am lucrat și cel de-al doilea picioruș, uitați-vă. Încet, încet punem deoparte toate părțile componente. Acum vom face ciocul. Pentru aceasta vom face. Voi lăsa din nou o bucată de fir mai lung pentru a avea cum să cos această parte a lucrării. Cred că nu, nu. Începem în mod normal. Nu lăsăm firul prea lung. Deci voi face un ochi de lanț de început. Voi continua lucrând 10 ochiuri de lanț în total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Din acest moment, în cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, deci acesta este ultimul, nu în primul, în cel de-al doilea voi face două piciorușe scurte. După care voi coborâ în jos cu un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 iar în ultimul picioruș voi face 4 piciorușe scurte. 2 3 4 voi întoarce lucrul pe partea cealaltă, deci ne vom întoarce pe partea cealaltă și pe partea opusă vom lucra 7 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 iar aici în ultimul picioruș voi face o mulțire. În acest moment vom lucra de jur împrejur. De jur împrejur avem un număr de 22 de piciorușe scurte. Vom lucra 3 rânduri de câte 22 de piciorușe scurte. Și vom începe de aici. Și vom lucra de jur împrejur. Am pus deja semnul, după cum ați văzut, semnul despărțitor și în corespondența fiecărui picioruș vom face un picioruș scurt. Deci vom lucra totul de jur împrejur în felul acesta. Vom face 3 rânduri. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 3 rânduri pentru a închide și această parte a lucrării noastre. Felul acesta. Vom continua. Deci, să fiți atente, trebuie să avem un total de 22 de piciorușe scurte. Deci, încet, încet ajung la capătul ultimului rând, primului rând, scuzați, după care voi continua. Lucra alături de dumneavoastră, așa cum vă spuneam și mai devreme. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, vă mulțumesc foarte mult celor noi înscriși pe canalul meu de YouTube. De obicei, în ultimele tutoriale făceam reclamă la câte un canal de YouTube care are nevoie de sprijinul nostru. Astăzi, din păcate, încă nu am reușit să mă documentez prea bine, pentru că, așa cum v-am spus, zilele acestea am fost foarte răcită, nu m-am simțit în stare să stau pe canale de YouTube să văd. Dar voi veni cu noi propuneri, cu siguranță. Poate ați dat o privire la
canalele de YouTube pe care vi le-am recomandat până acum. Mi-ar face mare plăcere să văd că la cucina de Zina are deja mai mulți înscriși, Bogdan Șoferul are mai mulți înscriși și el, v-am spus, mă încântă când urmăresc pe canalul lui Bogdan locuri din țara noastră pe care nu le-am văzut niciodată, locuri pe care poate foarte mulți dintre noi le putem vedea doar prin intermediul filmărilor pe care el ni le prezintă. Am văzut babele, loc pe care nu l-am văzut niciodată în realitate. Și uitați-vă, încet, încet ajungem la cel de-al treilea rând. De fapt, am ajuns, l-am început. Suntem aproape de jumătate. Așa. Continuăm. Chiar dacă astăzi nu am fost atât de vioaie, atât de vivace ca și alte dăți, mă veți scuza. Important este ca tutorialul să se vadă bine și să mă fac eu bine de tot. Deci am ajuns aici la capătul rândului. În acest moment voi scoate firul despărțitor și aici din nou voi pune lucrarea în două și voi uni cu piciorușe scurte cele două părți. Nu vă îngrijorați dacă va ieși un pic strâmb, așa este modelul. Ați văzut și în fotografia din revistă, ciocul este un pic așa într-o parte de șmecher. Deci nu am greșit noi nimic, acesta este modelul. Eu vă spun pentru că m-a intrigat modul în care am văzut schema și l-am lucrat înainte. Așa. Am vrut să văd dacă este corectă. Acum voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru a avea ce coase și voi închide lucrarea pentru că apoi în modul acesta un pic curbat așa îl vom coase la rățușca noastră, puișorul de rățușcă. Acum va intra în acțiune acul pentru cusut lână. Vom pune mânuțele mai întâi și mai întâi. Le vom coase. Chiar dacă tutorialul este un pic cam lung, voi încerca să vă arăt câte o parte din vom fixa mânuțele aici, chiar în corespondența celor aripioarele, nu mânuțe, în corespondența gâtului, unde am făcut cele două
sau trei rânduri de, dacă vă amintiți, de câte 18 piciorușe scurte. Și vom coase aici, încet, încet, o aripioară. După care, pe partea cealaltă, o vom coase și pe cea de-a doua. Voi face în modul în care să puteți vedea un pic, dar să nu lovesc camera, pentru că n-aș vrea să-mi zboare de aici, de pe trepied. Așa, în felul acesta vom coase bine. După care vom pierde firul undeva. Da, în felul acesta. Vom pierde firul undeva de desubt. În același mod vom coase și cea de-a doua aripioară. O vom coase singure. Eu am cus deja unul dintre piciorușe, acum îl voi coase pe cel de-al doilea. Voi lua o distanță aproximativ egală între ele, să fim sigure că suntem la distanța corectă. Mai întâi îl voi fixa un pic aici. După care voi întoarce rățușca pe partea din spate. Eu sper să vedeți. Așa. Cred că așa ar fi bine. Voi întoarce în felul acesta și o voi coase. Îi voi da stabilitate. Sper să reușiți să vedeți. Așa suntem în ordine. Așa cum spuneam, acesta este un tutorial pentru doamnele începătoare, pentru că, după cum ați văzut, chiar dacă este un pic de lucru, dar este mult mai simplu de lucrat, pentru că corpul este făcut dintr-o singură bucată, nu este nevoie să facem gâtul, capul de o parte, corpul de altă parte, este totul de-a-ntregul, deci doamnele începătoare vor putea foarte, foarte ușor să lucreze. Acum voi da un pic de stabilitate mai multă acestui picioruș. Poate îl veți coase mai bine decât mine, oricum eu astăzi sunt într-o stare mult foarte, foarte, cum să spun, nu mă simt atât de bine. Și de aceea poate ceva greșesc, însă sper ca totul să iasă bine. După ce am fixat bine piciorușul, îl vom pune capătul de ață, îl vom pierde undeva de desubt, după care îl vom scurta, bineînțeles, și ultimul lucru pe care îl avem de făcut este să atașăm cioculețul. Acum voi scurta acest capăt de fir, dar îmi place că stă singur picioare, fără să aibă nevoie să fie proptit de ceva,
lipit de ceva, sprijinit, așa. Nu se vede pentru că camera este foarte jos. Eu acum voi coase ciocul. Chiar dacă este foarte lung tutorialul, vom pune undeva în felul acesta, vom lua o măsură și vom începe să coasem ciuculețul. Încet, încet, cu pași mici, îl vom atașa și pe acesta. Vom îndoi un pic să poată să aibă acea formă un pic curbată. Acesta. Să pară un pui de rățușcă adevărat. Sper că reușiți să vedeți. Așa. Să fie cât de cât asemănător cu cel din revistă. Apoi voi vedea dacă ceea ce am făcut este bine. Sper să fie bine. Așa. Voi coase și pe partea cealaltă. Voi prinde totul. Capetele să fie un pic curbate în jos. Fi atente aici. Eu, dacă ridic mâna mai sus, cred că mut camera din locul ei. Așa, voi intra și aici în ultimul colț, după care voi ascunde firul, îl voi pierde undeva. Undeva de desubt. Cred că acum observați bine unde eu am insistat să lucrăm cu croșetul mult mai mic, pentru că sunt locuri unde practic cu croșetul mare ar fi ieșit afară toată umplutura. Am cusut și ciuculețul, felul acesta. Acum îi vom face un ciufeto aici, un ciuf de culoare galbenă. Să fie un băiețel. Așa, voi pune firul un pic. Voi intra aici în vârful capului.
voi scoate aceste fire. Sper să se vadă. Voi trage firele înăuntru. Așa. Acum le voi închide în felul acesta. Voi scurta aici acest ciufuleț, să aibă două, trei fire de așa, felul acesta. Ba, eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Acesta este puișorul de rățușcă. Voi încerca să-l pun așa și să las camera mai jos, să vedem dacă reușesc să-i oferim o privire de ansamblu. Sper că voi reuși, fără să fac daune prea mari. Asta reușim să-l vedem. Cred că da. Uitați-l. Acesta este puișorul nostru de rățușcă. Un pic mai aproape să se vadă mai bine. Aceasta am vrut să vă arăt astăzi, mai ales dumneavoastră, doamnelor începătoare. Sper că v-a plăcut. Vă rog, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un comentariu, unde aveți nelămuriri, mă puteți întreba. Vă mulțumesc din nou pentru că sunteți alături de mine, vă iubesc, vă doresc o seară frumoasă, o noapte binecuvântată tuturor, dar mai ales multă, multă sănătate. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni.